Suntem din nou alături de dumneavoastră, stimați telespectatori, împreună cu domnul Liviu Mușa, directorul ADR Sud Muntenia. Discutăm și vă aducem la cunoștință tot ce se poate discuta despre fondurile europene, despre finanțări, despre obținerea lor, despre responsabilitățile pe care le au autoritățile sau le are fiecare primar în parte acolo unde se obțin proiecte care țin de autoritățile publice. Aș vrea să continuăm cu finanțările pentru entitățile ITT, transfer tehnologic, practic. Ce e cu aceste finanțări? Instituția de transfer tehnologic, acest concept este relativ nou pentru noi ca țară. Practic, se dorește a fi un spațiu virtual, nu neapărat fizic, în care o structură acreditată, potrivit legislației, să se ocupe de acest un fel de dealer de tehnologie în diferite domenii, tot ele sunt definite sunt cuprinse de la industria alimentară, agricultură, chimie și așa mai departe, mașini, construcții de mașini, tot ce ține de tehnologia asta, să poată fi intensificat acest transfer pentru a aduce la cunoștința a cât mai multor dintre cei interesați de acest lucru. Așa cum am spus, pentru noi este un concept relativ nou, ca dovadă că axa aceasta nu are nicio sumă foarte mare, deci noi avem undeva la 15 milioane pe toată regiunea și nu este încă foarte bine conturată. În momentul de față, la Ministerul Dezvoltării, Autoritatea de Management pentru acest program operațional regional, în parteneriat cu experți din cadrul Comisiei Europene, se lucrează la definirea acestui concept de entități de transfer tehnologic și modul cum se poate obține finanțare în acest domeniu. Însă, toate institutele de cercetare se pot prezenta la acest apel dacă sunt acreditate în calitate de furnizor de transfer tehnologic. Este o axă, așa cum am spus, în momentul în care vom avea mai multe amănunte. Noi deja am făcut un inventar al institutelor, al potențialilor beneficiari din acest domeniu și am contactat institutele de cercetare din toate județele regiunii, indiferent de specificul lor, pentru a vedea dacă sunt acreditați, dacă sunt interesați de a scrie astfel proiecte și pe măsură ce avem mai multe date, le vom aduce la cunoștința celor interesați. E un domeniu într-adevăr de viitor, eu cred că necesar și sunt convins că dacă vor fi cheltuiți eficient acești bani, se vor aloca resurse și mai multe în perioada următoare. Am înțeles. Un lucru care, sincer, de mult aș vrea eu să-l înțeleg și acum profit de ocazie că sunteți aici noastră, care-i treaba cu granturile astea? Ce presupune obținerea granturilor de către, să le luăm, și o autoritate publică poate să obțină grantul sau numai un IMM? Grant înseamnă un ONG. Practic împrumut nerambursabil. Aia da, adică nu, deci nu mai dă un nu, bani. Nu dai înapoi. Deci, niciun ban. Da, da, bani nerambursabile, asta înseamnă. Și poate fi de la 100%, din păcate acum nu mai avem 100%, da, de la 98% până undeva spre 80-70% la privați. Și pentru a obține o asemenea finanțare se lansează un program unde ai un model de aplicație, o completezi, adaugi la ea toate documentele care sunt solicitate în ghid, o depui și ai și grilă, poți face și o autoevaluare. Deci, pe cât se poate, încercăm să scoatem cât mai mult din ecuație factorul subiectiv în evaluarea acestor proiecte, fiindcă avem sume limitate și atunci încercăm să avem o ierarhizare a proiectelor, fiindcă și ele obțin finanțare în funcție de nota obținută, de punctajul lor. Și atunci există această grilă, beneficiarul, cel care va depune proiectul, se poate autoevalua și știe cu aproximație cam ce punctaj are. Da. Ce nu știe el și n-are de unde să știe, câți depun aplicațiile și pe ce loc se află în acea scară a Astea se depun online? Sau?
Cele mai multe se depun online. De exemplu, pentru micro-întreprinderi care au termenul sau să începe depunerea săptămâna viitoare, aplicațiile se... Cum? Pe ce axă? Sau pe ce axa 2. Axa 2? Axa 2, da. Care este... Cum? Micro-întreprinderi. Sprijin pentru dezvoltarea micro-întreprinderilor. Da, ca să-i spunem examen. Da. Practic am trecut la axa 2 după axa, după ce am discutat în entitățile de transfer tehnologic. Deci aici avem vreo 100 și ceva de milioane de euro la nivelul regiunii, din care pentru prima sesiune, pentru prima strigare, să zic așa, vreo 37 de milioane pentru aceste micro-întreprinderi. Se obțin finanțări de maxim 200.000 de euro, din care tu trebuie să vii cu minim 10%, deci practic nu obții 200.000, vii 180.000. Dar cele care vin cu o finanțare mai mare, cu o cofinanțare mai mare, primesc un tai suplimentar. Da, au mai multe șanse. Și atunci rămâne de văzut. Așa, de ce spun? Pe programul anterior era cofinanțarea zero. Obțineai 200.000 de euro fără să aduci parfum. Nimic. Parfum, da. Așa. Deci aceste micro-întreprinderi vor putea depune numai în format electronic. Există vestitul sistem gestionat la Ministerul Fondurilor Europene, MySmith se numește, sistem integrat de management al informației. Și acolo se depun online aplicațiile, ele pe urma se evaluează partea de conformitate și eligibilitate, respectiv dacă au toate documentele, dacă îndeplinesc toate condițiile, se verifică de noi, de Agenția pentru Dezvoltare Regională, Sud-Muntenia, iar punctarea efectivă a proiectelor se face de către evaluatori independenți. Tocmai pentru a evita unele speculații, unele atitudini, eu știu, mai mult sau mai puțin subiective și corecte, această evaluare se face de experți independenți, ei notează proiectele, proiectele se ierarhizează în ordine descrescătoare a punctajului obținut și unde se termină banii, se trage linii. Uh-huh. Scădem în sume și o să trage linie. Ce cred eu că se va întâmpla aici? Ne așteptăm la un aflux de proiecte din județele din București și din județul Ilfov. Regiunea București-Ilfov nu beneficiază de bani pentru această axă și atunci toate firmele din București vor expanda, vor migra către locul în care pot obține finanțare și cel mai apropiată regiunea noastră, din păcate, în acest... Dau acces, fac și ei parte din... Deci pot face punct de lucru. Noi am încercat să stopăm această... În zonele din care este ADR Muntenia. Deci înțeles. Pot face în județele, într-un din județele regiunii noastre și participă la finanțare. Din păcate, noi nu ne alegem cu mare lucru, fiindcă ei vor sta de bine de rău perioada respectivă, vor păstra echipamente, utilaje, ce fac ei, ce își achiziționează ei. Le păstrează doar cu numele în regiunea noastră și, pe urma, le vor repatria spre București, Ilfov, iar regiunea noastră, județele noastre, nu se vor alege cu mare lucru. Am înțeles. Ne-am încercat să combatem această situație, în sensul că să impunem drept condiție de eligibilitate ca firma să aibă sediu social într-unul din județele regiunii. Mai greu mulți o firmă cu sediu social decât doar cu punct de lucru. Corect. Haideți să vorbim despre ceea ce frământă cel mai mult o localitate din mediul urban sau municipiul reședință de județ, așa cum este Ploieștiul. Și vreau să vorbim despre axa 4, axa prioritară 4, dezvoltare urbană. Vorbim despre transportul urban. Da. Căi de rulare, piste pentru bicicliști, achiziții, mijloace de transport ecologice, electrice. La Ploiești s-a vorbit și actualul primar, domnul Adrian Dobre, a vorbit despre achiziționarea 30 de tramvaie. Luăm un caz concret, acesta fiind, da? Ce se poate face în domeniul ăsta? Cât ar fi partea cu care ar veni Ploieștiul într-un proiect de genul ăsta? Care sunt condițiile? Se vorbea domnul primar de un cluster. N-am înțeles foarte clar ce e clusterul ăsta, dar am impresia că nu ține de dumneavoastră. Nu. Da. Deci, la Ministerul Fondurilor. Pe mine mă interesează ce ține de dumneavoastră și ce se poate face pe zona asta de achiziție a tramvailor, având în vedere că, practic, calea de rulare a fost făcută din fonduri obținute de la dumneavoastră. Da.
Practic, axa 4 este adresată în exclusivitate reședințelor de județ din țară. Avem, are cea mai mare alocare, undeva la vreo 230-240 de milioane de euro. Asta înseamnă că fiecare localitate, fiecare reședință de județ va primi în medie, că nu cred că va fi o alocare egală, va fi cu siguranță și o componentă care să țină cont de numărul de locuitori. Așa. Și atunci, în medie, va avea vreo 30 de milioane de euro. Pașii pentru a obține acești bani nu sunt deloc puțini și nu sunt deloc simpli. Practic, iar va trebui să se realizeze o strategie de dezvoltare integrată a comunității respective și un plan de acțiune. Toate acestea trebuie deci care să zugrăvească o situație, să descrie situația în oraș, cu ce probleme se confruntă, cum poate contribui sau care este sau partea aceasta, că totul se învârte în jurul acestor emisii de carbon, sprijinirea dezvoltării durabile și așa mai departe. Bine, în cazul tramvaielor nu e cazul, nu e să punem problema emisiilor de carbon, vorbim de alt mod de funcționare. Bun. Și atunci deci trebuie foarte bine justificate proiectele care, deci nu se poate face un proiect așa rupt de celălalt proiect. Bun, întreb un pic ca să înțeleg. Este o activitate eligibilă. Practic, achiziționarea de tramvaie electrice sau nu știu. Mă interesa care era cota parte. 2%. Și, deci cu 2%. Da, 2%. Deci mă ia capul. Până acum s-a vorbit de să pună în programul ăsta cluster, să se pune 50% să pună municipalitatea. În condițiile în care, prin fondurile pe care dumneavoastră le gestionați, se pune problema ca municipalitatea să vină cu 2% și să achiziționeze 30 de tramvai. Adică 30 de milioane înseamnă 600.000 de euro. Să vină municipalitatea, nu? Da. Dar stați puțin, sunt proiecte diferite, din zone diferite. Deci nu pot să compar clusterul cu tramvaile. Clusterul, poate un cluster pentru ce? Pentru cercetare? Pe zona asta, nu, pe zona asta s-a ridicat problema. Chiar a venit domnul primar într-o emisiune. Dar nu știu. Nu, n-am e foarte bine. Sper să-i comunice deci cineva domnul primar. Eu vă pot spune că cu 2%, atât e contribuția, se poate face acest... Bun, e perfect. Domnul primar Adrian Dobre, uitați, aveți soluția. 2% puteți veni cu contribuția municipalității și să obțineți 30 de tramvaie noi nouțe. Deci, dar, practic, cu 600.000 de euro puteți să achiziționați. Să nu vă uitați ideea. Mă interesează, având în vedere că e vorba de SCTCE, cum e la noi, Transport Călător Express, care gestionează activitatea de transport public. Da. Trebuie să vină municipalitatea în obținerea acestor fonduri, ca și fortutelat sau firma? Municipalitatea. Proprietar. Deci municipalitatea. Proprietar. Ok, e perfect, e bine de știut. Deci 2%, proprietar, domnul Dobre. 2%. Există un contract ferm de închiriere, de activități. Nu, este o firmă, un S.A., e un S.A. cu servicii, capital major, adică cu capital integral al municipalității. Da. AXA încă nu este finalizată, nu este lansată. Când se lansează? Se estimează, încă este în dezbatere publică, în sensul că se mai pot primi propuneri de modificări, de actualizări, de îmbunătățiri și așa mai departe. Noi chiar săptămâna viitoare am lansat invitația către toate cele 7 municipalități de reședință de județ să ne întâlnim și să vedem care ar fi ultimile propuneri pe care să le facem către autoritatea de management pentru a fi incluse aici și pentru a da mai mult, să se reflecte mai bine situația din localitățile noastre, să avem mai multe șanse de a ne rezolva problemele cu care ne confruntăm în contextul acestui tip de proiect. Și când estimați că s-ar deschide axa asta? Păi, în principiu, s-ar deschide pe 10 august. În principiu. Domnul director, nu știu. Păi anul ăsta, din punctul meu de vedere, pot spune că anul ăsta e mort pentru obținerea finanțării la nivel local. Stai să vă mai spun. Deci Ploieștiul are deja un plan integrat de dezvoltare urbană, făcut de Banca Mondială. Da.
Și el va trebui să vină din acel proiect, din acel master plan. Trebuie să rezolve problemele pe care... Și ce înseamnă asta? Cred că sunt deja aprobate de Consiliul Local. Este o listă cu proiectele pe care și le propune municipalitatea în cadrul acestei axe. Deci, știu că am văzut eu o hotărâre de Consiliul Local cu alea sunt proiectele. SIDU. Așa, da. SIDU, da. Da. Este, deci alea sunt proiectele pe care și dar n-am văzut... Bun, ar trebui să fie... Ele s-au realizat în urma unor consultări publice și așa mai departe. E bine de știut și pentru mine e important că sunteți... sunt proiectele care pot fi finanțate pentru de Ploiești. La fel va trebui să facă fiecare reședință de județ în regiunea noastră. Pentru mine e foarte important că sunteți aici și le spuneți telespectatorilor, inclusiv celor doi viceprimari și primarului, faptul că pentru a obține această, această finanțare pentru achiziționarea celor 30 de tramvaie și a schimba, practic, da, acele, ziceți, nu vreau să folosesc un cuvânt urât, acele tramvaie pe care le avem noi acum, nu trebuie să vină decât cu 2%. Atât. Da. Pe de altă parte, dacă achiziționarea de tramvaie este trecută în acest plan, să vor lua. Dacă nu sunt trecute... Aolo, ia mai spuneți o noutate. Păi dacă nu sunt trecute tramvaiele... Trebuie să vină cu altă hotărâre de Consiliu care să... Da, trebuie modificat planul integrat de dezvoltare urbană. Strategia SIDU aceasta. Strategia integrată de dezvoltare urbană. Trebuie ea reluat procesul de consultare și s-ar putea să coste timp. Cel puțin timp. Da, o să... Nu știu dacă aceste tramvai, achiziția lor, este trecută în plan. Dacă este... Ele sunt eligibile, deci sunt pe lista de activități, de echipamente care pot fi achiziționate, le pot obține. Vă promit că o să studiez. Am hotărârea scoasă în laptop și chiar o să studiez. Da, e important de știut, pentru că să nu ne ducem spre alte zone, să facem rost de bani, de credite pentru așa ceva, când noi trebuie să venim cu 2%. Ar fi jenant pentru bugetul municipalității. O altă problemă care ne frământă pe noi cetățenii și aș vrea să știți, stimați telespectatori, că trebuie să stați alături de noi pentru că vom discuta și despre măsura 3.1 care practic se referă la eficiența energiei termice, practic vorbind de reabilitarea termică, așa că suntem aici cu domnul director și vom afla tot ce trebuie să aflăm despre aceste măsuri importante, dar acum vreau să vorbim despre spitale. E o problemă. Să știți că la Ploiești, nu știu dacă ați urmărit în perioada campaniei, toți candidații au avut în vedere construirea unui spital de pediatrie și unui spital de urgență nou. Recunosc că nu urmăresc activitatea din campanie electorale. Noi da, nu v-am așa că ideea că se impune... Bănuiesc că au fost trecute pe agenda electorală ca urmare a identificării unor nevoi în comunitate. Exact. Da. Axa de sănătate și dezvoltare socială, axa numărul 8 din programul operațional regional, are la nivelul regiunii noastre undeva la vreo, dacă rămân vreo 50 ceva de milioane de euro, exceptând banii care ni se iau pentru cele trei vestite spitale interregionale. În momentul de față, din această axă se pot finanța doar trei tipuri de spitale. Aceste spitale interregionale, în momentul de față, ele sunt stabilite la Iași, Cluj, Craiova și care să costă undeva la vreo 100 ceva de milioane de euro. Apoi se mai pot face ambulatorii ale spitalelor județene și de altă gradație, clasificare, poate să fie și spitale nejudețene, spitale municipale. Și unități de primire urgență. Atât se pot, astfel de investiții se pot finanța din axa de sănătate. Există un set de nemulțumiri, un set de nelămuriri vis-a-vis de celelalte spitale județene, că practic rezolvăm problema în trei județe, Iași, Cluj și Craiova, și rămân încă
aproape 40 fără a avea acces la finanțare pentru a realiza un spital cât de cât rezonabil. Există ca argumente principiul concentrării fondurilor. Nu dau peste tot și dau puțin așa, să nu se vadă nicăieri, dau în locuri, în câteva locuri, focalizez intervențiile, rezolv problemele acolo, mă mut apoi cu intervenția în alt loc și până le rezolv pe toate. Poate că așa s-a luat în calcul și aici. Însă, cert este următorul lucru, obținerea de finanțare, începerea finanțării în acest domeniu este condiționată de producerea de către Ministerul Sănătății a strategiilor de sănătate, un fel de hartă a tuturor investițiilor care să rămână în acest domeniu și care să merite bani în perioada următoare. Acest lucru trenează de foarte mult timp, există mare nemulțumire atât la nivelul Ministerului Dezvoltării, care finanțează spitale, dar finanțează ce ar trebui să decidă Ministerul Sănătății. Există chiar și la nivelul Comisiei Europene, am văzut-o pe comisarul Corina Crețu, chiar spunând că există această posibilitate de a finanța sănătatea, de ce România nu o face încă și așa mai departe. Și în același timp, luna septembrie, maxim octombrie, este un ultimatum către Ministerul Sănătății de a produce această strategie. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, există discuții foarte serioase că banii pentru acele spitale interregionale să fie băgați înapoi în zestrea fiecarei regiuni și să poată fi finanțate spitale județene obișnuite, să spun așa. Dacă. Acest dacă... Da, evident. Deci nu avem o certitudine, e doar la nivel de discuție. Și pe bună dreptate, dacă nu poți să-i cheltui acolo, iată, mâine, poi mine suntem în 2017 și deja suntem la jumătatea programului, adică programul ține până în 2020. Iar ne trezim că finanțăm, semnăm contracte de finanțare târziu și iar ne trezim cu proiecte pe care nu reușim să le terminăm în perioada de derulare și iar le facem practic pe banii noștri. Dar telespectatorii ce să înțeleagă? Că nu se poate construi un spital de la zero, să zicem, nu? În condițiile de acum, pe programul operațional regional, nu se pot face spitale de la zero, exceptând aceste spitale trei de care v-am spus, Iași, Cluj și Craiova. Am înțeles. Deci aici nu ar fi o soluție. Nu. Restul, ambulatorii sau unități de primire urgență. Dar vin și vă întreb, se pot achiziționa echipamente? Păi, dar tot pentru aceste tipuri de activități. Pentru da. UPU și pentru... Dar există posibilitatea ca dumneavoastră, constatând că se dorește din partea municipiilor, din partea municipiilor de ședință de județ, se dorește această construire a unor spitale, chiar și a Consiliului Județene, din partea Consiliului Județene. Puteți ei să vină către dumneavoastră cu o solicitare și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să vă îndreptați către Uniunea Europeană? Evident, am făcut-o. Nu către Uniunea Europeană, către nivelul național. Da, mă rog. Către autoritatea de management unde se decide. Da, așa. Am făcut-o. Deci ne-am semnalat de mult. Și nu numai regiunea noastră, mai multe regiuni. Și ar trebui să se țină, măcar să se organizeze o dezbatere între dumneavoastră. Deci am făcut-o cu tot, cu punct de vedere de la Consiliul nostru regional, Consiliul de Dezvoltare a Regiunii, practic decizionalul, mini-parlamentul acestei regiuni. Avem puncte de vedere, noi vrem spitale județene. La fel am spus, noi nu vrem firme din București. Nu așa la întâmplare, cu consultarea și cu acordul Consiliului de Dezvoltare, membrilor din Consiliul de Dezvoltare. Practic, noi exprimăm voința lor. Am înțeles. Da, e trist că e gândit, din punctul meu de vedere, e gândită greșit. Aici ar trebui să dea prilejul Consiliului Județene, practic, să obțină finanțări pentru construirea unor noi spitale. Acum, eu vă întreb, bun, spitalele astea sunt sau nu neapărat stabilite construirea, dar nu să fie doar pentru UPU și pentru, ce ați mai zis, pentru ambulatori. Ambulatori, da. Nu e normal. Există o filozofie nouă în Europa vis-a-vis de tratarea bolnavilor acasă, cât mai mult acasă, cât mai puțin în sistemul stațional. Da, pentru asta trebuie să ai și o protecție socială bine dezvoltată în țara respectivă. Astea sunt. Nu ne comparăm cu Olanda. De exemplu, am cunoscut un olandez care era paramedic
Și omul funcționa de ani de zile, adică era un sistem bine pus la punct. Da. Ori noi nu ne raportăm la ce se întâmplă în Olanda sau... Nu ne raportăm, dar dacă vrem bani de la Uniunea Europeană, trebuie să rămânem în... Dar ei ar trebui, acum zic și eu, na, poate e o părere proastă. Nu, știu ce vreți să ziceți și o să vă dau și replica. Am o replică. Da, vreau să zic că poate ei ar trebui să, dacă vor să ne ajute într-adevăr să ajungem la nivelul lor, să ne și învețe și să ne, nu să ne pună în fața faptului împlinit. Că totul nu... aici este o negociere. Da. Și e foarte important cum și ce cerem și noi. A, am înțeles. Deci, până la urmă, noi suntem de vină. Corect, aveți dreptate. Pentru că nu știm, în sensul că nu știm ce și cum să cerem. Exact, să ne spunem mai răspicat punctul de vedere. Am înțeles. Luăm publicitate și revenim în ultima parte a emisiunii și stați pe aproape pentru că nu uitați. Discutăm despre reabilitarea termică și este foarte important să vedem ce putem face ca să rezolvăm această problemă în municipiul Ploiești și în celelalte centre urbane din județ. Publicitate, vă rog.